Așa, e primul. Cred că ce s-a petrecut în perioada respectivă, am spus destule noastră, cum spuneam, o să încerc să fiu extrem, extrem de concis. Cred că primul lucru, și aici reiau o idee pe care a formulat-o prietenul Cătălin Avramescu la târgul Bookfest, acum 2-3 zile, cred că tot ce s-a petrecut în România ultimelor două decenii și are rădăcine ce s-a petrecut în perioada între 22 decembrie și practic jumătatea anului 1990. Atunci s-au pus fundamentele, atunci s-a clădit temelia a ceea ce până azi trăim cu un nume generic, sistemul Iliescu. Nu am absolut nimic, vreau să dai ceva personal cu Ion Iliescu, dar am absolut îi urez bătrâneți fericite, dar asemenea generalul Pinochet, asemenea altor personalități politice cu destin complicat, trebuie să răspundă pentru ceea ce s-a petrecut. S-au petrecut lucruri care țin de domeniul barbariei, s-a produs subminarea statului de drept. Domnul Iliescu trebuie să fie, ca și ceilalți membri ai echipei care a condus la acea perioadă România, trebuie să răspundă în numele unui test fundamental pentru oamenii politici. Testul fundamental pentru un om politic este să apere dreptul la viața al cetățenilor pe care îi slujește. Ceea ce s-a petrecut în perioada respectivă a fost nu doar că n-a fost apărat dreptul la viața al acestor cetățeni, ci a fost mai degrabă, eram într-o emisiune despre regulă, în câteva ore, și a fost periclitarea acestui drept la viață din partea autorității care trebuia să îi apere. Este ceea ce s-a petrecut și mi se pare, pot spune aceasta nici ca militant al societății civile, nici ca președinte al Consiliului Științific, ci ca filozof politic și politolog care se ocupă de aceste chestiuni. Așa aș vorbi și despre alte țări, așa au stat lucrurile și acesta e diagnosticul pe care îndrăznesc eu să-l pun. Deci e vorba de natura sistemului Iliescu, nu a regimului. Regimul a cam capotat. Sistemul e mult mai larg decât regimul. Și sistemul transcende, inclusiv biologic, și acest lucru trebuie luat în discuție, pe Ion Iliescu ca persoană.